La înjumătățirea prasnicului s-a suit Iisus în templu și a început să învețe, dar iudeii se mirau și se întrebau cum știe acesta carte fără să fi învățat. Atunci Iisus le-a răspuns și a zis, învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis pe mine. Se va vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu o grăiesc de la mine. Cel ce grăiește de la sine își caută slava sa, iar cel ce caută slava celui care l-a trimis pe el, acela este adevărat și în el nu este nedreptate. Oare nu Moise v-a dat vouă legea și nimeni dintre voi nu ține legea? De ce căutați să mă ucideți? Răspuns a mulțimea și a zis, diavol ai, cine caută să te ucidă? Răspuns a Iisus și a zis către ei, un lucru am făcut și toți vă mirați de el. Moise v-a dat vouă tăierea împrejur, nu fiindcă este de la Moise, ci de la părinți. Și în zi de sâmbătă tăiați împrejur pe om. Dacă omul primește tăierea împrejur în zi de sâmbătă, ca să nu se strice legea lui Moise, pe mine de ce vă mirați? Pentru că am făcut sănătos un om întreg în zi de sâmbătă. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreapta judecată. Dar unii din Ierusalim ziceau, nu este oare acesta pe care vor să-l omoare? Și iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva că petenii l-au cunoscut că în adevăr acesta este Hristos, dar pe acesta îl știm de unde este. Când însă va veni Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Atunci Iisus, care învăța în templu, a ridicat glasul și a zis, mă știți pe mine și știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine, dar adevărat este Cel care m-a trimis pe mine și pe care voi nu știți. Eu însă îl știu, căci de la El sunt și El m-a trimis pe mine. Atunci au vrut să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe dânsul, pentru că nu venise încă ceasul său. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Suntem în zi de miercuri, la jumătatea distanței dintre înviere și cincizecime. Și această zi de miercuri poartă numele de înjumătățirea prasnicului. Iată, iubiți credincioși, la cincizecime, Fiul și Cuvântul Dumnezeu omenit, care de dreapta Tatălui cu trupul nostru s-a suit, a trimis în lume pe Duhul Sfânt ca lumea, iubiți credincioși, să se împărtășească de energia necreată a Harului Duhului Sfânt. Ce a primit lumea la cincizecime? A primit harul pe care l-a pierdut dintr-un început protopărintele nostru Adam. Când vorbim despre căderea lui Adam, nu vorbim de o cădere trupească, sexuală, cum spun prostește unii. Nu vorbim și de o cădere, ar fi mâncat dintr-un pom și un măr și asta a fost căderea lui. Asta, iubiți credincioși, sunt momente teologice care nu pot fi înțelese cu o minte lumească, trupească sau grosolană, doar cu mintea celor care au fost văzători de Dumnezeu, plini de har, de harul Duhului Sfânt, a Sfinților Părinți care au tâlcuit Scripturile. De aceea, păstrând tradiția și învățătura Bisericii, spunem că atunci când a căzut Adam, a căzut din har, a căzut din lumina și din energia necreată. Căderea aceasta din har a fost urmarea căderii din ascultare, din iubirea lui Dumnezeu, din credință și din adevăr. Când a căzut din adevăr, pentru că a primit o minciună, o săgeată de la tatăl minciunii diavolului, iată că el a consimțit cu minciuna, a participat cu mintea, cu simțirea și apoi trupește la acea minciună,
la acel gând arhiconic și demonic și a căzut în erezie. Căzând în erezie, a căzut în minciună la nivel de credință și căzând în erezie, a căzut din har. Trei mari căderi sunt în istorie, cum spune Sfântul Iustin Popovici, a lui Adam, a lui Iuda și a Papei. Și de la căderea lui Adam, mergem în timp, priviți credincioși, și punctăm astăzi căderea poporului ales și ca exponent al poporului ales, îl vedem pe Iuda, care în nebunia lui a făcut la fel ca și poporul ales. Oare cum se poate ca un popor care avea legea, care avea prorocii pe Moise, știa că trebuie să vină Mesia, Hristos, avea toate prorociile care spuneau că orbii vor vedea, șchiopii vor umbla și se vor face minuni și așa mai departe, văzând cu ochii lor minunile, că șchiopii merg, orbii văd și săracilor libii se binevestește, ei să nu poate să treacă dincolo de formalismul legilor și să zică noi vedem că orbul a văzut, noi vedem că șchiopul și slăbunogul s-a tămăduit, noi vedem minunile pe care le-ai făcut, dar de ce le-ai făcut sâmbătă? Pentru că inima lor, de fapt, nu l-a acceptat pe Hristos, ei erau căzuți din trăirea cea adevărată, fiind căzuți din închinarea cea adevărată, din slujirea cea adevărată, fiind cuprinși de un formalism religios care le justifica, de fapt, o gândire pământească și lumească, aceștia, poporul ales, era căzut, iubiți credincioși, din har, era doar o instituție bisericească, era doar o instituție, repet, nu era un templu adevărat în Duhul Său, ca să nu se facă confuzie între instituția care nu credea și Simeon și Ana, care, purtați de Duhul Sfânt, au venit la momentul în care trebuia să se întâlnească cu Mântuitorul Iisus Hristos. Vedeți cum instituția și cei ai instituției n-au simțit nimic fiind formaliști, iar Simeon, Ana și alții, la momentul potrivit, chiar dacă ei erau un sistem, ei făceau parte din biserica cea adevărată, din templul și din închinarea cea adevărată, simțind în Duh să vină chiar în clipa aceea la templu. Dar când Domnul era în sinagogă și când Domnul era în templu și când Domnul le provăduia, iată că ei nu simțeau. Nu doar că n-au simțit să vină să-L primească pe Hristos la naștere, la întâmpinare și așa mai departe, ci nu-L simțeau când făceau minunile. Atât de încuiați erau la minte, atât de întunecați erau la inimă, atât de închistați erau în regulile lor, încât puneau sâmbăta mai presus de om, puneau canonul mai presus de minune, puneau rânduielile lui Moise înțelese greșit mai presus de cel care a dat legea lui Moise. Răsuciți la minte și la inimă ce erau ei. Și atunci ce putem spune? Că erau cuprinși de demoni, iubiți credincioși. Cum adică erau cuprinși de demoni? Pentru că hoțul strigă hoțul, mincinosul strigă mincinosul. După ce Domnul a tămăduit și a vindecat, iată că pune întrebarea, de ce căutați voi să mă ucideți? Blând ca un miel, după ce a tămăduit pe cel al lor, îl întreba, de ce căutați voi să mă ucideți? Și mulțimea, nu unul sau doi, mulțimea a zis, ai diavol. Cum poate o mulțime să spună că are diavol cel care a izgonit pe diavol sub ochii lor? Cum poate să spună că are diavol cel care a Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Mesia cel mult așteptat? Numai că dracul vorbea prin ei în așa fel încât spuneau ei că are demon. Și atunci și ei, și Iuda, care până la cina de, cea de taină a ajuns, iubiți credincioși, nu doar în templu cum erau ei, ci la cina cea de taină, Domnul, iubiți credincioși, a prefigurat Sfânta Liturghie, cina Fiului de Împărat, nunta Fiului de Împărat. Acolo, iubiți credincioși, în inima lui Iuda s-a văzut o altă cădere. Cădere în minciună, cădere în trădare, cădere în schismă, cădere în erezie,
pentru că avea părerea lui și discuția lui cu arhiereii. Și căzând din toate acestea, el a căzut din har. Numai căzut fiind din har, a putut să se lepede de Hristos învățătorul și apoi să-l vândă. Dar căderea aia din har, să știți că nu s-a făcut așa deodată. El întâi căuta să țină legătura cu arhiereii, pe ascuns. El, având banii, încerca să mai pună mâna, să mai ia de acolo și mai fura. El mai și mințea, era și mândru. Iuda n-a căzut deodată, Iuda Filipios, pentru că atunci când s-a împărtășit, demonul care l-a atacat din afară, iată că a pătruns în interiorul inimii și l-a stăpânit și l-a întunecat din interiorul inimii. Deci nu deodată se întunecă omul și se îndrăcește, ci el participă cu voința treptat la anumite căderi din har, din adevăr, din credință și din moralitate. Și apoi se împătimește și se îndrăcește. Dar, iubiți credincioși, nu rămânem doar acolo. Iuda și întregul popor care era acolo și mulțimea a avut atâta nebunie să zică că Hristos are demon și a căzut din har. Iată că în numele dogmelor, în numele bisericii, în numele capului bisericii, între ghilimele, iată că papa s-a văzut pe el infailibil. S-a văzut pe el, iubiți credincioși, fără de păcate. S-a văzut pe el că nu poate să greșească în cele ale credinței. S-a văzut pe el capul bisericii. S-a văzut el în numele lui Dumnezeu, pe sine Dumnezeu. Atunci, în nebunia lui, iubiți credincioși, și-a justificat această stare de putere drăgească și a provocat a treia cădere și rupere în istorie, adică schisma de la 1054, când partea de apus a bisericii, urmându-l pe papa, a căzut în rătăcire, în schismă și erezie după erezie, rupându-se de biserica cea adevărată și căzând din har înainte, în timpul și după schismă, tot căzând, până când, iubiți credincioși, în nebunia lor, toți au argumentat rătăcirea și căderea. Dar, pe la 1438-39 parcă, la Ferrara și apoi la Florența, au încercat, din punct de vedere politic, au încercat pe conjunctură de putere să facă un sinod prin care să repare, să zicem, schisma din 1054 și să refacă unitatea bisericii. Unitatea bisericii nu o poți reface tu, ci numai Dumnezeu. Dar unitatea bisericii nu se strică niciodată. Ea rămâne în unitatea ei. Sfânta Trăime, rădăcina bisericii, copacului care are rădăcina în cer, unitatea este deplină în Sfântul Sfântei Trăimi. Deci unitatea bisericii nu s-a stricat niciodată. Toate puterile cerești, chiar dacă au căzut o parte din îngeri, au căzut din biserică, dar unitatea bisericii și plinătatea ei a rămas. Iar dacă a căzut Adam și biserica trupească, partea trupească a bisericii, a căzut Adam și Eva, dar n-a căzut biserica, iubiți credincioși. La cincizecime se întemeiază biserica aici pe pământ, dar rădăcinile ei sunt în cer, în Sfânta Trăime. Nu poate să cadă biserica nici dacă cade toată omenirea. În erezie, biserica nu cade pentru că este biserica viitoare și biserica luptătoare. Este Sfânta Trăime, Maica Domnului, Îngerii Sfinții care ei nu mai cad. Și chiar dacă cade tot ce e pe pământ, biserica nu cade, ci caut ramurile cele uscate din biserică. Deci au încercat din punct de vedere politic și nu intrăm în detalii, să refacă o unitate a bisericii lumești politice, a sistemului bisericesc, sacrificând adevărul, adică biserica adevărată duhovnicească. Și tot căutând, și tot căutând, și tot sacrificând adevărul, pe poziție de putere din partea apusului și a papilor, iată, iubiți credincioși, că s-a cam șubrezit atitudinea mărturisitoare în biserica cea adevărată, biserica ortodoxă, care era cotropită în fel și chip, văzut și nevăzut de către papistași, de către musulmani pe alte părți și așa mai departe. Dar această cădere din har, unde capii bisericii au încercat să bată palma pe dedesubt
sau la vedere, în fel și chip, cu papistașii, pe dorință de putere, nu de adevăr, a determinat căderea Constantinopolului la 1453, iubiți credincioși, într-o zi de 29 mai, într-o zi de marți, când Constantinopolul, după luni de asediu, a căzut sub stăpânirea păgânilor și otomani. De ce au căzut, iubiți credincioși? Că n-au avut har. Nu spune noi la Itenie, apără, mântuiești, miluiești și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău, harul ca energie necreată, mai puternic decât orice energie creată, orice armă puternică sau rachetă, orice bombă la nivel de energie creată, este nimic pe lângă puterea harului ca energie necreată. Dar toate acestea au putere și înzlobozite și îngăduite de Dumnezeu pentru momentul în care poporul său cade din ascultare, din credință, cade din har și se dă în necredință și imoralitate. De aceea trebuie să înțelegeți că toate cele care vin peste noi vin cu îngăduința, nu cu bunăvoința lui Dumnezeu. Cu îngăduința care este voia anterioară, nu cu bunăvoința. Cu îngăduința care este voia posterioară, nu cu bunăvoința care este voia interioară. Dumnezeu nu vrea lucrurile acestea, dar le îngăduie, pentru că ne-a lăsat liber și noi, folosind greșit libertatea, alegem imoralitatea, alegem lumea aceasta și cădem în necredință. Nebunii lumii acestea au organizat, iubiți credincioși, un sinod mai ceva ca cel de la Ferrara Florența. Un sinod în sânul Bisericii Ortodoxe la Creta, ca pregătire pentru alte momente, unde ei au pecetuit 100 de ani de ecumenism blestemat, unde pregătesc alte momente ale unui potir comun și a unirii ortodoxilor cu papistași și cu toate religiile și cu toate denominațiunile creștine, o cădere din har cumplită numită Marea Apostazie, iubiți credincioși. Pregătesc și au pregătit mare apostazie nebunii lumea acestea și i-au tras și i-au împins și i-au sugrumat și i-au forțat și i-au manipulat pe arhiereii bisericii să se ducă acolo și să semneze, fără să știe ce semnează, fără să aibă puterea să se împotrivească, fără să studieze documente. Și ce înseamnă asta? Cădere din har. După căderea aceea din har, iată că papa și-a făcut misiunea lui venind la noi în țară, și mergând și în alte părți. Iată că s-a organizat schismă în Ucraina, iată că i-a dus pe schismatici în muntele Athos, iată că pregătesc o soiul de nebunii ca sărbătoarea Paștilor să fie, la ce zic, cu sărbătoarea papistașilor. Și atunci toate acestea nu sunt altceva decât căderi din har. Și ce a urmat după căderea din har? Prăpădul Constantinopolului. Jefuiți, omorâți, maltratați, chinuiți, praf. Știți ce urmează după cădere din har? Urmează pandemii, urmează războaie și le-ați văzut cu ochii voștri. Urmează boli, urmează frică cumplită când cazi din har, nu te mai apără harul, intră dracul care nu lasă decât un sentiment de frică și de groază și de nesiguranță în suflet. Ce este în lume decât acest sentiment de frică, de nesiguranță și de instabilitate? Asta este în lume pentru că este duhul demonului. De ce? Pentru că sarea pământului s-a cam stricat, pentru că arhiereii au trădat, pentru că biserica, iubiți credincioși, nu mărturisește sistemul bisericesc, pentru că cei din Athos, cei de la Ierusalim, cei din pustiu, cei din țară, nu fac altceva decât să-și ducă viața liniștită în isihie, dar când arde casa, nu te mai ocupi de problemele tale personale, strigi din răsputeri, urli să te audă satul, să vină cu mic, cu mare, că arde casă. Dar lumea nu-și dă seama că arde casă, viscă din cioși. De aceea, când o să vedeți urăciunea pustirii la locul cel sfânt, să nu vă mirați. Pentru că fiecare dintre noi, prin tăgerea noastră, am pus o cărămidă acel blestemat templu superbiserică a noi ordini mondiale, care o pregătesc nebunii lumea aceștia. Și o să zică despre cei care mărturisesc că au diavol. O să zică despre cei care spun cuvântul adevărului și fac liturghia că au diavol. O să zică despre cei care împărtășesc pe popor cu Hristos că au diavol, cum a spus despre Hristos Domnul și că amăgesc poporul și că sunt înșelați.
Iar ei, trădătorii, își fac o imagine perfectă de oameni ai bisericii. Dar voi, poporul, să aveți discernământul. Voi, poporul, să înțelegeți Scripturile în Duhul adevărului. Voi să veniți la biserică, să vă împărtășiți continuu cu Hristos Euharistic, ca să putem să facem față la nebunia lumii în care suntem și care va veni. Noi vă spunem în fel și chip, în fiecare zi, fără să vă speriem, fără să vă amenințăm. Vă dăm exemple și din istorie, vă dăm exemple și din Scriptură, dar vă spunem un singur lucru. Este nevoie de pocăință generală, de dezlegare generală de blesteme, de păcate și de toată răutățile. Este nevoie de venirea la biserică și de împărtășire cu Sfintele și Preacuratul și toți taine, toți în unitate în biserică. Iubiți credincioși, cu mic, cu mare. Asta trebuie să înțelegeți. Este singura mișcare. Cu mic, cu mare să se vină la biserică să ne împărtășim. Dacă nu reușim să facem această mutare, să nu ne minunăm că cel din lume ne va birui, pentru că cel ce este în noi, nu este în noi, pentru că nu ne împărtășim. De aceea vă îndemnăm mai întâi copiii, bătrânii, și apoi voi, cei care sunteți prinși cu frământările acestei lumi, faceți timp, găsiți-vă timp să vă spovediți, să vă împărtășiți continuu cu Sfintele și Preacuratele Dumnezeu. Amin.